Bine v-am regăsit, am auzit că aveți multe surprize așa pregătite în toamna asta. Am citit eu pe undeva că se pregătește un catalog, nu? Deja vremea recoltei, vinurile bune, mâncarea deja miroase bine. Care-s poveștile pe la Selgros așa de la 1 octombrie? Așa e, Sergiu, bine ai revenit. Ne bucurăm că ești din nou alături de noi. Într-adevăr, avem un catalog de vinuri special creat în luna octombrie cu soiuri autohtone, drept pentru care m-am îmbrăcat și eu frumos să fiu în ton cu acest catalog și cu soiurile noastre. Nu te uita la mine. Prezentăm. Nu te uita la mine. Sunt încă ok. Bine v-am regăsit. Da, sunt intimidat, dacă știam, îmblam și eu. Da, până la urmă, nu, dacă avem negru de Drăgășan, fetească neagră, e ca și cum aș fi și nie și în fotă, nu? Exact. Așa am de toate, nu. Cum e, Bogdan, ce ne pregătești ceva pe acolo, așa să fie în concordanță cu mirosul ăsta de toamnă, așa frumos? Cu siguranță. Nu, da? Trebuie să las tacheta mai jos ca să te voi, așa că vom pregăti un cotlet de berbecuț, care este acompaniat de o mămăligă coaptă, este făcut cu unt infuzat în rozmarin și cimbrișor. Avem pe lângă, ca și garnitură, un piure de ciuperș de pădure și lângă un strudel cu mere coapte și prune uscate. Uite, asta deja mă duce în tradiție, pentru că dacă stăm să ne gândim, bucătăria noastră autohtonă, cu multe lei influențe până la urmă, ne duce în zona asta de transhumanță, vezi așa la poale de munte, se întorc oile, se duc oile, unde se duc ele pe acolo și din când în când mai poposești pe la noi prin farfurie. De fapt, era mâncarea, cum să spun eu, pregătită în perioada asta. Era mâncare de sezonalitate. Da, 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 da. E toamnă. E toamnă, e fetească neagră, e negru de Drăgășani. Și dacă e negru de Drăgășani, eu încep să gătesc și voi povestiți. Hai să vedem. Cristin, hai să așa să împărțim. Înțeles că ți-ar place să o prezinți pe dumneai fetească neagră, nu? Da, mi se pare o onoare, adică e o onoare pentru mine să prezint fetească neagră, pentru că este unul din soiurile cele mai vechi, de pe vremea dacilor încă. Se găsea la începuturi în sudul Moldovei și estul Munteniei, dar între timp este răspândit ca și soi peste tot în teritoriul țării noastre. Undeva ajungem la aproximativ 3000 de hectare de struguri de fetească neagră. Da, e adevărat, se pierde așa în timp. Nu știm foarte exact, știm, multe informații s-au pierdut. Găsem că, mă rog, despre fetească neagră se scria că a apărut undeva chiar în zona Uricanului, aproape de Iași acolo, și s-a prelins pe curbura Arcului Carpat. Ia, probabil nu se numea chiar fetească neagră, că știi, au fost multe sinonime transformate așa în timp, au apărut așa. Poama fetei negre, da, da, da. Da, numai da, cu... da, mă rog, i-a spus și coada rândunicii și sunt multe, multe denumiri, multe sinonime, dar un lucru este cert, gustul ăla inconfundabil, zemos, așa, gustos de fetească neagră. Corect, cu arome de fructe negre, prune zemoase, abia aștept să... Prunele, nu? Semnătura aia frumoasă de prune și puțin magiun parcă apare pe fundal pe acolo. Bine, acum depinde de cum a croit enologul fetească neagră. De data asta avem un Hyperion care vine din dealul mare, nu? Și a stat 12 luni în baric. Deci cu siguranță că avem are niște... structură, are poveste în el, în 2016. Păi, cred că ar fi bine să-l și aerăm puțin, pentru că totuși 2016 cere puțină poveste, așa, să se dezvăluie aromele. Îmi place acest decantor cu gâtul lung, pentru că el reușește pe timpul transvazării vinului să pună mai bine în valoare ceea ce se ascunde în spatele moleculelor aia micuțe de vin. Da, am înțeles că oricum fetească neagră la început, dacă este vorba de un vin tânăr care nu a fost învechit în baricuri sau chiar în sticlă, este puțin mai aspru. Dar sunt convinsă că aici avem un echilibru foarte plăcut deja și o corpulență datorită vârstei și, bineînțeles, al aromelor secundare care sunt transpuse din lemnul baricului. Păi știu ei ce fac acolo în dealul mare, pentru că avem pe Lorena, care e pricepută la vin, enologul Cramei, și văd că are și o medalie pe aici. De fapt, vinul ăsta e foarte titrat, foarte medaliat, a luat la multe concursuri, așa, a primit foarte multe recunoașteri și, clar, o ediție limitată. Vinul vine din marele grup Alexandrion, este vorba de, mă rog, zona care
cuprinde și distilate în mod cert, avem și vinuri, avem și vestitul spumant de Rhein. Așa e, o poveste impresionantă acolo. Ei exportă, din câte știu, în 40 de țări deja vinurile. Da. 40% din producția lor merge foarte frumos la export. În mod bizar, știi cine este, ca și țară mă refer, cine sunt cei mai îndrăgostiți de feteasca neagră de la ei acum? Brazilienii? Uite, vezi, probabil s-au regăsit în ritmurile astea așa de arome care dansează prin feteasca neagră, dar să nu pierdem timp. Uite, să spun aici în paharul acesta, care zic eu că are și o formă interesantă pentru a pune în valoare feteasca neagră. Și hai să zicem și ceva așa de... Eu l-am ales pe Negru de Drăgășan, pe dumnealui Negru de Drăgășan, cu o poveste frumoasă. Deja a venit povestea în farfurie. Da. Noi cu povești mai devreme așa. Bogdan, fetească sau un Negru de Drăgășan să fie? Negru de Drăgășan. Negru de Drăgășan, da. Soiul ăsta pare destul de vechi, dar nu e chiar atât de vechi. Dacă nu mă înșel, prin 1993 a fost, mă rog, așa s-a făcut remarcat. De fapt a fost construit, dacă putem să spunem așa, prin încrucișarea dintre sape Ravi și avem acolo vestitul negru vârtos de Drăgășani, sur care la un moment dat prin această fuziune, dar nu singulară, nu s-a întâmplat natural, am avut doi cercetători acolo, amândoi cu nume de Mircea, nu? Da. Mircea Mărculescu și Vlădășel. Și Vlădășel, da, au reușit să facă acest soi. Ba, prezentările sunt de prisos. Avem un vin de la Casa Isărescu și știu că ia o vie acolo impresionantă, și când spun impresionantă mă gândesc la zona exact de unde vine acest Negru de Drăgășani. Am văzut și crâmpoșia lor, am văzut și tămâioasa lor, dar au acolo o pantă unde Negru de Drăgășani chiar se simte bine. Da, poveștile sunt povești, hai să vedem dacă sunt adevărate și în pahare. Ce zici, Bogdan? Haideți să vedem. Da? Băi, zi-ne ceva de capodoperă asta, că arată... Avem mămăliga coaptă, exact cum am spus, avem fireu de ciuperci de pădure, avem ceapă roșie care a fost murată cu foarte multe condimente, anason, cuișoare, rozmarin, cimbrișor. Avem acea rulată de care v-am zis, care e făcută cu piure de măr copt și prune uscate și, bineînțeles, cotletul de berbecuț. Aici, da, am înțeles și cu Cristin să ne pui așa în dificultate. Păi, ce să zicem, ca românul, nu? Hai, noroc! Noroc. Toamna să fie îmbelșugată, ca așa se arată, nu? Așa arată și în farfurie. Deci, nu știm, recoltă, sărbătoare. De fapt, recoltatul sugru a început. Deja în septembrie s-au și terminat cu albe, începem cu roșiile. Acum, cât de curând, o parte din ele are mai pretențioase, care dau vinurile astea bune. Și dacă avem vin bun în pahare și mâncare atât de ademenitoare în farfurii, cum să nu te bucur, nu? Exact, să fim recunoscători. Bine v-am regăsit. Să aveți poftă. Mulțumim. Doamne ajută. Mie mi-a făcut cu ochiul ceapa asta marinată, că bănuiesc că aici ai o explozie de arome. E așa cursivă, nu e deodată. Nu să te sperie. Da, mi-e place foarte mult și, cum ai pateu? Spus, se numește pateu de ciuperci de pădure. Pateu de ciuperci de pădure, da. În care ai gălbiori, hribi. Grozav. Tot ce vrei. Și cu o gură de feteasca. Da, vedem noi. Acum e acum. Cum e cărnița, da. Și l-am luat așa prin învăluire. Puțin din perfect. Toate. Și acum să vedem. Nu? Apoteoza. Păi concluziile sunt simple. Eu zic că merge cu Negru de Drăgășani. Și tu? Cu feteasca neagră. Cu feteasca neagră, nu? Dar avem un punct comun și anume preparatul făcut de Bogdan. Bogdan, felicitări, ca de obicei. Mulțumesc. La înălțime. Toată povestea asta cu fructele de pădure, adică respectiv ciupercile, știi că și exact. Ele sunt niște fructe de pădure. Cotletul ăsta de berbecuț, nu? Da. Sau da. Acolo, de berbecuț, nu e așa un miel tânăr? Bun, și rulada, care chiar este ceea ce trebuie să lege tot mixul ăsta. Mămăliga aia noastră e românească, noi mai facem prezentare, așa că, nu? Mă bucur chiar că a venit toamna atât de bogată și că aveți vinuri atât de bune aici la Raionul Selgros. Sante! 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 Și nu uitați, cu responsabilitate.